diplome, de la talentul negoșilor. Lăsați-i pe copii, învățați-i pe copii Scriptura și la momentul potrivit Dumnezeu le va aduce aminte de ceea ce au învățat acum. Și pur și simplu în momentele lor dificile, ceea ce a spus dumneavoastră sau noi de mici în copiii noștri îi va ajuta. Și zicem ca bunul Dumnezeu să îi binecuvinteze pe fiecare dintre copiii noștri. În anul 2004, pe la 18-19 ani, am plecat de la Cluj de acasă să fac școala în București. Am făcut vreo 4 ani acolo de școală și așa era contextul acolo, cu oricine te întâlneai, îi salutai cu pacea Domnului. Pacea Domnului, băteai la ușă acolo, intrai într-un birou, trebuia să spui pacea Domnului, intrai acolo, te saluta cu pace. După vreo 5 luni în care am făcut chestia asta în fiecare zi, mi-a rupt mâna și în fine, m-a dus tati la Cluj și am fost pe acolo pe la spitale. Mă duc la un moment dat la un doctor, la un dita mai doctor ortoped sau cum e la de oase și bat la ăla la birou. Ăla îmi spune, da, intră. Când deschid ușa, știți ce zic? Pacea Domnului. Și el mă întreabă, doctorul, pardon? Și știți ce îi răspund? Pacea Domnului. Dar eu n-am făcut-o când mă înțămară de pocăit. Am făcut-o că așa am fost obișnuit. Și știți ce mi-a zis ăla? Acel, domnule Creța, aici e spital de ortopedie. Aici nu tratăm nebuni. Poți să ieși afară. Și asta a fost în anul, cred că între 2004 și 2006. Și mi-am dat seama de o chestie. Am ajuns mai mari un pic, m-am dus în Franța și știți cum am început să ne salutăm în biserică? Bonjour, că așa să ne salutăm toți. Am venit aici, pe aici, coptișicul, salutam. Hola! Hola! Și e o chestie faină, da, suntem în societatea asta, dar nu-i nimic mai frumos decât să te întâlnești cu fratele tău sau cu sora ta, să întinzi o mână și să spui pacea Domnului. Nu-i fain? Pacea Domnului, frații mei! Pacea Domnului. Știți ce înseamnă când zicem pacea Domnului? Înseamnă că pacea pe care a pus-o Hristos în mine, Fiul Lui, ceea ce a pus Hristos în mine, îi dau și la fratele meu. Și fratele meu, din pacea care a dat-o Hristos, mi-o dă și mie. De aceea, cât de mult prindeți ocazia, dați-vă pacea Domnului, că e o chestie foarte, foarte faină. Și zicem ca bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi. Am pornit joi seara, am pornit din Paris spre Villanova, spre Spania. Primele 15-20 de minute din călătoria noastră, știți despre ce am vorbit cu Daniela? Stăteam, ne concentram la drum și dintr-o dată, hei, Daniela, ai pus nu știu ce în bagaj? I-am zis, da sau nu? El zice, oare am pus aia, oare... Deci 15-20 de minute din drum ne-am gândit la ce am pus în bagaj și ce ne-am pus. Știți de ce? Pentru că am venit într-o călătorie în care bagajele trebuiau oarecum să fie pregătite. Mai mult, Daniel, trebuie să gândească ce să aibă copii, ce să nu aibă, ce... Cu toate astea, că acum suntem, mai ales noi din diaspora, suntem obișnuiți să facem bagaje. Mergeți în România, mergem în România, facem bagaje. Merg la neamul, merg la nu știu ce, trebuie să te gândești la toate chestiile. Și uneori, sau în cazul nostru, de cele mai multe ori, în bagaje punem o grămadă de lucruri inutile. O grămadă de lucruri inutile și ajungi în România sau când te pregătești să vii din România înapoi spre casă, spre Franța, spre Austria, fiecare de unde suntem, te uiți în bagaje și zici, bă, nici n-am folosit astea. Și cu alte cuvinte, știți ce am făcut noi? Am cărat bagaje degeaba. Am cărat bagaje degeaba. Și asta oarecum e în lumea asta fizică. Dar există o lume spirituală în care, de fapt, noi trăim. M-am uitat astăzi la micuța Ana Maria Eva. Am văzut-o prima dată, are 3 zile, 4 zile. Nu știu, mi-a zis Daniela că am greșit data astăzi. Știu că suntem în 11, deci dimineața am zis, cred că de 10. Are 3 sau 4 zile micuța asta. O venit în lumea asta fără niciun bagaj. Absolut fără niciun bagaj a venit. Și pe măsură ce Eva va crește, va acumula niște bagaje de la Mariana și de la Nucu, pe care ei le pun. Și nu mă gândesc la lucruri materiale, niște bagaje pe care le dăm copiilor noștri fără să vrem, din interiorul nostru. Lucruri pe care, uneori, bagaje pe care noi le-am moștenit de la părinții sau bunicii noștri. Unele care vor merge din generație în generație. Cadouri, între ghilimele, pe care le-am primit de la părinții mei, fără ca eu să vreau. Apropo, știți că un bebeluș, când se naște, cum e în cazul nostru acum Ana Maria, se naște doar cu două frici. Două frici. O frică de zgomote puternice, de aia n-ai voie să urli lângă un bebeluș. Deci,
li frică de zgomote puternice și a doua frică cu care se nasc bebelușii, li frică de vit, de cădere. Cumva, și după ce la două, trei luni, cumva să iei și să-i lași așa dintr-o dată, se nasc cu aceste două frici. La vârsta de aproximativ 40 de ani, când normal suntem adulți, știți câte frici avem? Câte frici acumulăm? Undeva, și studii făcute de ăștia mult mai deștepți decât noi, undeva 480 de frici acumulăm. 480 de frici. Ne naștem cu două. Și începe să ne fie frică. De aia, de aia. Eu am teamă, unul îmi zice că e frică să stea în spații închise. De unde? De ce le acumulăm atâtea? Știți de ce? Pentru că lăsăm o grămadă de bagaje inutile și le cărăm cu noi. Și când duci multe bagaje inutile, cum se numește asta? Te faci cocoșat așa de spate, pentru că le duci inutile. Haideți să vă citesc niște versete foarte faine din Scriptură, unde spune în felul următor. Vă invit să vă ridicați în picioare doar pentru câteva secunde. Judecător, capitolul 17. Voi citi versetul 5 și versetul 6. Este vorba de când Dumnezeu a așezat seminția lui Dan. Când o merg să cerceteze puțin țara, vreau, cumva textul ăsta îl folosesc ca și dimineață, ca un pretext pentru ceea ce Dumnezeu vrea să ne vorbească în această seară. Ei i-au zis, întreabă pe Dumnezeu ca să știm dacă vom avea noroc în călătoria noastră. Noroc în vremurile de acum nu era ca și acum, era ca termenul de binecuvântare. Da, așa scrie, așa cite. Dacă vom avea noroc în călătoria noastră. Și preotul le-a răspuns, duceți-vă în pace. Călătoria pe care o faceți este sub privirea Domnului. Amin. Vă invit să ocupați locurile. Dragii mei, de când ne-am început viața de călătorie, viața noastră de credință, suntem într-o permanentă călătorie. Călătorim. De aceea și în cântările și fetelor și prima cântare care s-au cântat, ne vorbeau de o casă. Pentru că casa voastră din Spania, casa noastră din Franța, casa voastră din Austria, casa voastră din România, pe care o vedeți foarte rar, nu-i casa noastră. Acolo pentru noi nu-i acasă. Acasă e când eu și cu tine ne vom întâlni cu Tatăl nostru, cu regele pe care ne-a slujit. Până atunci noi călătorim în viața asta și vedem, din experiența pe care o aveți dumneavoastră, din experiența pe care o avem noi, că unii oameni își sfârșesc cu bine călătoria. Și m-am uitat, pentru că el e cel mai aproape din inima mea, m-am uitat la tati. Aș vrea să-mi sfârșesc călătoria cu comorile pe care le-a sfârșit tati. Prin tot ceea ce a făcut el, a reușit să țină 5 copii în Cluj. Și toți au încheiat legământ cu Dumnezeu. Nu trebuie nimic mai mult și parcă mi-l imaginez pe tati, acolo în împărăția cerurilor, habar n-am cu măi, n-am studiat, nu știu, vorbind acolo cu sfinții, pe acolo și zice, toți cinci sunt lângă Domnul. Și fain, și mi-aș dori, am doi până acum, dar mi-aș dori ca pruncii ăștia mei doi, când ajung la maturitate, să-L mărturisească pe Domnul și să-L slujească. Și o grămadă de oameni. Și mă gândesc la mătușana. La mai puțin de 30 de ani, să rămână 7 copii. Se crește singură și din punct de vedere financiar și din punct de vedere spiritual. Și toți 7 sunt botezați. E ceva fenomenal. Da, și te uiți la oameni care și-au sfârșit cu bine călătoria. Dar avem exemple și în Scriptură și în viața noastră de credință de oameni al lui Dumnezeu, de sfința lui Dumnezeu, care la un moment dat în călătoria lor au clacat-o. Și nu și-a sfârșit cu bine călătoria. Ce face diferența între unul care îl primește pe Dumnezeu, care îl slujește pe Dumnezeu, care îl iubește din toată inima pe Dumnezeu și îl vezi că începe bine, îl vezi că merge bine și la un moment dat în viața lui cade, sau unul care îl vezi că începe bine și continuă și trăiește pentru Dumnezeu și duce călătoria până la capăt și exact cum zice aici, călătoria pe care o face are binecuvântare și sub privirea Domnului. Ce face diferența? Că putem vorbi de mari lideri spirituali. Mari lideri, și avem și noi în Cluj pe ai noștri care te uitai la viața lor, care au fost pentru mine și pentru grămadă, tații noștri spirituali. Și dintr-o dată, la o anumită vârstă, vezi că merg în jos. Și m-am întrebat de ce. Pentru că eu odată, stând în relația mea personală cu Dumnezeu, am zis, Doamne, nu știu, nu vreau să mă uit la nimeni, nu vreau nici cu mândrie să par mândru, nici prea smerit, dar eu vreau să-mi sfârșesc cu bine alergarea. Și vreau să învăț de la oamenii care au pășit înaintea mea să nu fac greșelile pe care le-au făcut ei. Doamne, spune ce să fac, cum să fac? Și mi-am dat seama de fapt că noi, în calitate de oameni, și nu vorbesc despre slujitori acum,
Vorbesc despre toți care călătorim spre cer. Casa noastră e sus și vrem să ajungem acasă. Și în călătoria aia noastră spre acasă, știți care sunt greșelile pe care le facem uneori. Nu avem bagajele bine pregătite. Nu avem bagajele bine pregătite. Pentru că dacă noi din Franța veneam aici spre Villanova, veneam aici la voi în Spania și veneam numai cu cojoace de aia de iarnă și cu plapume și cu nu știu ce și tot numai astea erau în bagaje. Era foarte nașpa din partea mea. Aveam o vacanță de neuitat aici la dumneavoastră. Cum? O vacanță foarte călduță, oricum e călduță. Da, deci, pur și simplu, îți bagaje. Și vreau să vedem ce înseamnă să ai o călătorie binecuvântată și ce ar trebui să faci tu în calitate de copil al lui Dumnezeu și voi, tinerilor, de aici, și copii. Ce ar trebui să faceți voi, să facem noi, ca această călătorie pe care o facem noi pe pământul ăsta, nu știu, 5, 10, 20 de ani, 40, 60, 70, nu știu câți ani. Dar atunci când Dumnezeu va zice, vino acasă să mă număr și eu, și voi printre ei. Vă doriți lucrul ăsta? Haideți să învățăm câteva lucruri din Sfânta Scriptură. Ca o călătorie să fie binecuvântată și sub privirea Domnului, din punct de vedere fizic, știți ce trebuie să ai la tine? Care e primul lucru la care mă gândesc eu când plec în România? Să nu uit acasă pașapoartele. Să nu uit acasă actul de identitate. Pentru că sunt conștient că dacă voi uita actul meu de identitate sau al copiilor mei, nu vom mai putea intra în România. Sau nu vom mai putea ieși din România. Pentru că fiecare om când se naște, primește o identitate. Ne dă un număr, cum se numește, la personal, de identificare personală. Și ai un număr și pentru ei, pentru societatea spaniolă, pentru societatea franceză, pentru societatea românească, eu nu-s Creța Mihai. Eu sunt 8520, nu mai știu cât e codul meu numeric personal. Ei când îl bagă ăla, dacă bagă Creța Mihai, poate mai găsesc. Dacă îmi bagă numărul ăla personal, știe că e despre mine vorba. Revenim la cele spirituale. Ca să sfârșești cu bine alergarea pe pământul ăsta, știi ce trebuie să ai la tine tot timpul? Pașaportul. Cu alte cuvinte, să știi cine ești. Să știi cine ești. Și acum vă întreb, cine suntem noi? Și vă pun o întrebare, nu răspundeți cu voce, dar în mintea noastră, în mintea dumneavoastră. Dacă ar veni cineva în fața ta și te-ar întreba, cine ești? Tu ce ai zice? Cine ești tu? Ce ai zice? Și vreau să răspund la întrebarea asta prin niște versete din Scriptură. Mi-aduc aminte, aproape, cred eu, că până la vârsta de 16 ani, undeva 80% din vacanțele noastre școlare le petreceam în Dobric, în satul natal al părinților noștri. Părinții noștri în 82 s-au căsătorit, s-au mutat la Cluj, noi toți ne-am născut acolo în Cluj. Apropo, eu m-am născut în Cluj, pe strada Paris. Nu știu ce, acolo e clinica de maternitate, poate jumătate din Cluj s-a născut acolo. Na, dar deci, și aproape în fiecare vară, de copil, nou ne plăcea acolo, la Cluj, stai la bloc, nu știu ce, mergi acolo la curte, la bunici, la tot, fain, mergeai acolo plin de copii, deci în perioada aia era plin de copii, deci ieșeai pe străzile, era plin de copii, toată lumea pocăit acolo, deci era ceva fain. Dar s-a întâmplat ceva, și știu că mai sunt obligat, dacă greșesc să-mi zici, era mic. Și eu nu știam că Dobricul e plin de porecle. Deci chiar nu știam. Și tatăl meu era nucul al lui Macedon, al lui Piper. No, în fine, greu m-am prins cu porecle astea, dar în fine era mai mic. Era mai mic și ne jucam acolo cu copii de vârsta noastră. Și undeva în proximitatea bunicilor, unde stăteam noi aproape toată vara, cred că peste vale, era o familie cu mulți copii. Cu care ne jucam. Era unul Tinu, unul Todor, pe celelalte, nu știu, cred că ăștia doi erau aproximativ de vârsta noastră. Și ne jucam. Eu le-am învățat numele, ăsta-i Todor, ăsta-i Tinu. Și tot e bune. Dar când ne jucam cu mai mulți copii de acolo, din Dobric, din zona aia, știți cum le spunea? Ăsta-i Todor al lui Iisus. E Todor al lui Iisus. Ăsta-i Todor al lui Iisus, ăsta-i Tinu al lui Iisus. Și după aia, nu știu, mai era încă vreo, nu știu câți copii al lui Iisus. Și în mintea mea, am zis, bă, dacă ăsta e Todor al lui Iisus și dacă-s Mihai al lui Unucu din Cluj, înseamnă că tatăl ăsta e Iisus. Tatăl al lui Todor Iisus. Știu că odată am mers la biserică și stăteam acolo lângă tati și am zis, bă, tati, nu mi-a arăt care e tatăl lui Todor ăsta și al lui Tinu. Și mi-a arătat tati prin biserică, uite ăla de acolo. Și mă uit așa la el și mi-a zis, bă, mi l-am imaginat altfel pe Iisus.
Eu chiar credeam că tatăl lui Todor e Iisus. Și după aia mi-a zis tati, bă, prietine, trezește-te, asta e porecla, pentru că, nu știu, cred că e istoria, când erau ăștia mici, le zice tatăl, bă, când mergeți în sat, că toată lumea în sat de obicei te întreabă, bă, tu a cui ești? Cred că erau mulți copii și se pierdeau, parcă nu mai știe care a cui ești. Și treabă, bă, tu a cui ești? Și când vă întreabă careva a cui sunteți, voi să ziceți că sunteți al lui Iisus. No, și atunci tati eu râs un pic de mine, în fine, am crescut mai mare. Și m-am gândit la experiența asta din Dobrica. Și am zis, dacă m-ar întreba acum pe mine, la 39 de ani cât am eu, mă, tu a cui ești? Oare eu? A zice că s-a lui Iisus. Oare tu ai zice că ești al lui Iisus? Zice, băi, eu s-a lui Iisus, prietene. Eu știu cine sunt. Eu sunt al lui Hristos. Hristos e totul pentru mine. Eu fac totul pentru Hristosul meu și eu sunt al lui Hristos. Ai zice asta. Haideți să vedem, bazat pe Sfânta Scriptură, cine suntem noi. Auziți cine ești tu în Hristos. Romani 8:1, dacă se poate să afișez. Acum, deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului Sfânt. Știi cine ești tu în Hristos Iisus? Știți ce scrie pe pașaportul tău? Când scrie acolo Mihai Creța lui Iisus Hristos, știți ce scrie? Că omul ăsta nu e osândit, nu mai este condamnat. Cu alte cuvinte, vine Hristos și spune, prietene, tu te plimbi în Villanova și tu spui despre tine că ești Mihai Creța, că ești contabil în Paris, că ești nu știu ce, cum se numește slujba ta în biserică, faci aia. Nu, tu nu ești aia, în Hristos Iisus, astăzi în 2024, Hristos îți spune, tu prin mine, tu nu mai ai nicio condamnare. Tu și eu mă condamn de multe ori și aruncăm atâtea pe umerii noștri și purtăm în bagajul nostru o grămadă de îngrijorări, o grămadă de lucruri și vine Hristos și spune aici în Romani, știi cine ești tu? Acum deci, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și dacă tu și eu suntem în Hristos Iisus, tu nu mai ești condamnat. De ce să împlinești voia diavolului și să stai cu capul apăsat ca un pipirie, că nu știu ce. Nu, Domnule, tu ești al lui Iisus Hristos și pentru că ești al lui Iisus Hristos nu mai ești condamnat. Știi de ce? Pentru că în locul tău și în locul meu a fost condamnat Hristos și acolo la cruce, regele regilor, împăratul împăraților a luat toate păcatele mele pe care le-am făcut, le-a pus acolo la cruce. Asta nu înseamnă că poți să trăiești cum vrei. Știi ce scrie aici? Care sunt în Hristos, care nu mai trăiesc după îndemnurile firii pământești și după îndemnurile Duhului. Cât timp tu și eu trăiești după îndemnurile Duhului, tu nu mai ai nicio osândire, tu nu mai ești condamnat. Prin Iisus Hristos trebuie să știi asta. Tu ești liber, ești liber și suntem liberi. Pentru că Iisus Hristos, Tatăl nostru, a plătit pentru noi. Știți ce mai scrie pe pașaportul nostru? Nu scrie român, nu scrie spaniol, nu scrie nu mai știu ce altă cetățenie. Auziți ce scrie? Romani 8:16. Însuși Domnul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem aleluia. Aleluia că suntem copiii lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Înseamnă că Dumnezeu e Tatăl. Nu-i fain? Dumnezeu e Tatăl nostru. Pur și simplu zice aici, însuși Duhul adoverește că suntem copii al lui Dumnezeu. Apoi Ioan 1:12-13, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Nu știu, probabil ești în Spania și te lupți să ai cetățenia spaniolă. Ești în Austria, te lupți să ai cetățenia, suntem în Franța, te lupți să ai cetățenia franceză. Dar vine Hristos și spune, mai presus decât orice cetățenie pământească, e ceva cu mult mai mult. Eu v-am dat dreptul să vă faceți copii al lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă asta? Că eu sunt prinț. V-ați gândit vreodată la chestia asta? Pentru că tata-i rege. Tata-i rege. Deci eu când mă plec pe genunchi și zic, Tatăl nostru, Tatăl meu care ești în ceruri, de fapt El e regele meu. Și copiii regelui se numesc prinți. Voi, surorilor, fetelor de aici, sunteți prințese. Tatăl vostru e rege. Și știți ce înseamnă asta? Că noi zicem, Tatăl e rege, facem ce vrem. Nu, nu, nu. Haideți să vă zic o istorie de la Napoleon. Habar n-am dacă e adevărat, am citit-o și eu, de istoria lui Napoleon de acolo din Franța. Se zice că Napoleon și-a educat copii foarte copii și tot de pe acolo și-a educat foarte bine și au zis în felul următor. Voi, de gardul ăsta nu aveți voie să treceți. Aici, în partea aceasta gardului, e lumea regală. E lumea regală. Dincolo de gard, e lumea oamenilor de rând, oamenii obișnuiți și voi, nu faceți parte dintre ei. Voi faceți parte din lumea regală. Și zice că unul dintre copiii de pe acolo, de pe la curte, stătea la gard. Și vedea dincolo de gard
un copil de vârsta lui căsărea într-o baltă și se murdărea peste tot. Și a mers copilul ăsta și a zis, tată, vreau să mă las și pe mine afară să sar și eu în baltă. Uite, aș vrea, uite, în curtea regală n-am nicio baltă. Peste tot e făcut atât de frumos, n-am nicio baltă. Eu vreau să sar în baltă. Se uite taică-sul regele și știi ce zice? Tu nu ești ca cei de afară. Pe tine am pus niște haine curate. Ei, de afară, au voie să se murdărească. Tu nu ai voie să te murdărești. Știți de ce? Și spunea lui, pentru că eu sunt regele. Și nimeni din jurul nostru nu trebuie să vadă un copil de rege cu hainele pătate. Revenim la cele spirituale, sunt pe rege cu murit și nu mai au treabă cu noi. Dacă tatăl meu e rege și când deschid pașaportul meu și văd acolo că scrie fiu de Dumnezeu, hainele mele știți cum trebuie să fie? Curate. Eu mă uit dincolo de gard, cum s-a uitat ăsta și, sau Dina dincolo de gard, cum s-a uitat Samson așa cu coada ochiului dincolo de gard și a văzut-o pe aia și zice tatăl său, bă, nu, la iau, că-i fain, iau, că-i place. Nu, noi ne uităm dincolo de gard și vedem. Dar dincolo de gardă, ei au voie să se murdărească. Ei au voie să facă o grămadă de chestii pentru că tatăl lor nu e rege, tatăl tău e rege. Și eu în calitate de prinț, în calitate de prințesa cerului, nu mai fac ce vreau, pentru că fac ceea ce regele, pentru că eu îl oglindez, vorbea Darius, sau care, cred că Darius de oglindă, când te uiți în oglindă, de fapt, trebuie să reflexi pe Dumnezeul care e în tine. Bun, dragii mei, vreau să mergem mai departe. Știți cine mai suntem noi în Hristos și când deschizi pașaportul ăla, auziți tot în Romani. 8:37. Totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care a biruit. Omule bun, indiferent prin ce te duce viața ta, indiferent de încercări, bucurii sau orice altceva, tu trebuie să te gândești că tu prin Iisus Hristos știi cine ești? Ești un biruitor. Ești un biruitor. Ați avut, nu știu ce, o fost pe aici. Te poate doborâ. Te poate doborâ. Și știu, nu mă lau nici cu slăbiciunea mea, nici cu astea mele, dar în mai, am fost internat și eu trebuie să știu un psiholog la mine. Și mi-a zis psihologul ăla, de acum de două ori pe săptămână vreau să ne întâlnim pentru că din cele 80 de cazuri din Franța cu boala ta, niciunul nu poate trece peste aceste dureri imense. E o boală musculară, o boală foarte bizară, se unește cu virusul care vine și începe să-mi distrugă mușchii și tot felul. Și zice, nu pot trece peste durerile astea fără psiholog. Și vrem de două ori pe săptămână să trimitem psihologul la tine acasă. Uitat la ei și am zis, n-am nevoie. Și o zis, bă, prietene, suferi. Pur și simplu n-am nevoie. Am dureri foarte mari, 85% din timpul meu am dureri extrem de mari, restul 15% de dureri mai mici. Dar mă simt bine. Deci, permit să spun asta că Daniela și copiii nu sunt aici. Eu vreau să trăiesc cât de mult pe pământul ăsta. Chiar vreau să trăiesc. Vreau să trăiesc. Dar nu mi-e frică de moarte. Nu îmi este frică absolut deloc de moarte. Pentru că noi, cel puțin generația mea, noi n-am fost educați cu privire la moarte. Și nouă ne e frică de moarte. Nu neapărat că mi-e frică de moarte, că mă duc în rai sau în iad și mi-e frică să mă duc în ea. Nu. Ne e frică de moarte că este necunoscut. Dar știți ce este moartea în Sfânta Scriptură? Moartea este un slujitor pe care Dumnezeu îl trimite să mă ducă pe mine sau pe tine acasă. Asta e moartea. Și dacă Dumnezeu decide să-și trimită slujitorul numit moarte să mă ducă pe mine acasă, de ce să mă pun eu? Deci cumva nu mi-e frică de moarte, vreau să trăiesc cât mai mult, de aia încerc să mă îngrijesc, încerc să am grijă de mine, dar Dumnezeu în fond și la urmă e suveran și dacă biruință pentru tine sau pentru mine înseamnă luarea bolii cum a fost la fratele, slăvit să fie Domnul, dacă biruință pentru tine sau pentru mine e ca toată viața ta, 60-70 de ani, să ai o mită boală, să merg cum poți pe pământul ăsta, înseamnă că asta o decis Dumnezeu să fie biruință pentru tine, pentru că vine Sfânta Scriptură și spune totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori, nu prin tine, nu prin medici, și prin acela care a biruit. Pentru că Hristos a cunoscut moartea, a călcat cu moartea pe moarte, s-a ridicat a treia zi, a înviat din morți ca eu și tu să ai parte de înviere. Și măresc Domnul nostru, mărit să fie numele Lui. Bun, dragii mei, am văzut ca să îți sfârșești cu bine alergarea, tu și eu ai nevoie de pașaport, să știi cine ești. Am văzut cine suntem noi în Iisus Hristos. Și ca să îți sfârșești cu bine alergarea, avem nevoie de un bagaj foarte, foarte bine pregătit. De un bagaj și nu mă refer la cele materiale, mă refer la cele spirituale și o să le aseamăn puțin cu cele materiale cu care suntem noi obișnuiți. Știți care e unul dintre lucrurile pe care
niciodată cred că nu uităm să le punem în bagajul nostru. Nu știu, am voie să-l iau ăla, nu cule. De ce nu mai mergem cu el nicăieri? Avem un cablu în mașină, avem un cablu în casă, avem cablu la lucru, avem cablu oriunde. Știi de ce? Pentru că se întâmplă uneori să rămâi fără baterie la telefon. Cum vă simțiți când telefonul e descărcat de tot? Și în momentul când tu sau eu rămâi fără baterie, ai un încărcător de ăsta și în momentul ăsta, asta cred că ceva șmecher, dar dacă ar fi un încărcător de la normal și l-ai conectat în telefon, așa un încărcător și l-ai conectat în telefon, s-a întâmplat ceva cu telefonul tău? Absolut nimic. Dar dacă iei ăsta și îl bagi, cum e acolo jos, îl bagi într-o priză, și după ce îl conectezi la o sursă de curent și ăsta vine în telefonul tău, se întâmplă ceva la telefon. Începe să încarce. Începe să încarce. Și vă întreb un lucru. Dacă telefonul tău e descărcat complet, ce faci cu el? Ce faci cu el, telefonul tău? Nimic. Te uiți la el nici măcar ca și oglindă, nu mai poți folosi. Nu mai faci nimic cu el. Ai încercat să dai, apropo, la un moment dat m-a apucat pe mine nu știu ce și le-am cumpărat la pruncii mei un telefon cu butoane. De la cum erau mai vechi, cum jucam Snake și nu mai știu ce, 30, ce telefon erau. Și o luat telefonul, numai am vrut să văd cum reacționează Michael cu telefonul ăla. O luat telefonul ăla și ce făcut el? A început să dea așa pe butoane. Să dea pe ecran. Că cred că trebuie că merge așa, nu merge cu apăsat. Deci dacă telefonul tău se descarcă complet, nu mai poți să faci nimic cu el. Revenim în lumea noastră spirituală. Vi s-a întâmplat vreodată să vi se descarce bateriile? Ne gândim la mamele care stau de dimineață și seara cu copiii. Nu știu, și pe la noi prin Franța se fac tot felul de sărbători cu fetele astea și la un moment dat o merg și Daniela la un moment dat. O merg mai multe ori, la un moment dat i-o lăsat pe copii acasă. Și am stat eu 4 ore copii. Știți ce m-am întrebat după 4 ore? Bine, nu i-am zis chiar atunci Daniela, că m-am făcut eu că smecherul pământului, așa, dar cum poate rezista cu ei? O zi întreagă. Și nu, că-s răi, că-s nu știu ce. Tati ai, mami, tati, sunteți niște eroine, mamelor. Amin, Domnul să le binecuvinteze. Și lor și nouă ni se descarcă bateriile. Și când ți se descarcă bateriile, nu numai că nu se mai poate face nimic cu tine, pentru că noi ca oamenii, când ni se descarcă bateriile, reacționez greșit față de soție, reacționez greșit față de soț, reacționez greșit față de biserică, reacționez greșit față de comitet, reacționez greșit față de prieteni, reacționez greșit, pentru că bateria ta e descărcată, pentru că tu la un moment dat nu ai știut că trebuie să te conectezi la sursă, să te încarci. Voi, cum vă încărcați bateriile? Pentru că din punct de vedere fizic, e ușor, s-o terminat bateria la telefon, ai luat un cablu, l-ai băgat în priză și vezi că ceva se mișcă acolo. Dar tu ce faci? Sau eu ce fac când ți se descarcă bateria? Haideți să vă citesc un verset fain din Scriptură. Și când a aflat Daniel că s-a semnat în scrisul, știți ce în scris s-a semnat? Au fost niște șmecheri, niște manipulatori în jurul lui Daniel. Exact cum sunt în lumea noastră astăzi, oamenii trimiși unii de diavol să ne strice viața noastră de credință, să ne strice tot, au fost și în jurul lui Daniel. Și când Daniel afla că s-a semnat în scrisul, cum o zis fratele, când tu ai aflat că ai cancer, când eu am aflat că am nu știu ce boală, când eu am aflat că copilul nostru se va naște nu știu cum, când Daniel a aflat că s-a semnat în scrisul, n-auzi ce a făcut omul ăsta? A intrat în casa lui. Și ferestrele deja erau deschise în camera lui de sus. Auziți? În camera lui de sus. Fiți atenți. Către Ierusalim. Și îngenunchea pe genunchii lui de 3 ori pe zi. Și se ruga și aducea mulțumiri înaintea lui Dumnezeu. Și aici ai... Nu l-ai pus. Dar nici nu mai pune. Și aici ai secretul. Vă dați seama cum făcea înainte. Deci Daniel, între ghilimele, a fost diagnosticat cu o boală terminală, că urma să moară, da? Lui Daniel i s-a dat o poruncă, s-a semnat în scris, omor rege și proclamă, cine nu se închină, pac, se va termina cu el, e groapa cu el, nu mai știu câte chestii.
Și Daniel, în loc să cheme psihologii, în loc să meargă la psihologi, în loc să zic, îmi fac strategii cum să mă manipulez, cum a fost în povestea, nu, cu naștută chestiile astea, cu ăsta care și-a făcut o strategie amu să fugă din Catalonia, cu nu știu ce chestii, își făcea Daniel o strategie. Cum să scape de el, că era înțelept și inteligent și putea să o facă. Putea să scape. Dar știți ce-a făcut el? Ce făcea înainte? Adică, cu alte cuvinte, dacă vin medicii și îmi spun mie că am cancer și mâine mor, știți ce trebuie să fac eu în calitate copil al lui Dumnezeu, care am bateriile încărcate? Să fac exact ceea ce făceam înainte. Să mă duc în camera mea, să-mi plec genunchii înaintea lui Dumnezeu, pentru că El e suveran, și să-mi reîncar bateriile. V-ați întrebat vreodată de ce Iisus Hristos, după ce făcea minuni, cred că de fiecare dată, că nu mă consider că știu foarte mult toată Scriptura, dar aproape de fiecare dată, după ce Domnul Iisus Hristos făcea o minune, știi ce făcea? După ce Domnul Iisus Hristos făcea o minune și avea o biruință, îi ieșea predica în Villanova și oamenii erau vindecați de acolo, știi ce făcea? Să retrăgea printre oameni și nu-i mai păsa de conducător, de păstor, nu-i mai păsa de nimeni, se retrăgea singur în pustie. Nu știu exact ce făcea acolo. Nu știu sigur ce, că nu ne zice Sfânta Scriptură și unde Sfânta Scriptură tace trebuie să tăcește. Dar, după ce ieșea de acolo, știți cum venea Hristos? Cu bateriile încărcate. Pentru că slujirea te epuizează, pentru că viața de credință te epuizează, tot ce faci pentru Dumnezeu te epuizează și îți mănâncă oarecum. Eu acum vă dau din ceea ce a pus Dumnezeu în mine și dumneavoastră vă răniți. Dar eu, între ghilimele, mă înfometez. Și eu dacă astăzi vă dau, astăzi dau, astăzi dau și eu nu mă mai conectez niciodată la sursă care este Iisus Hristos, la un moment dat știți ce se întâmplă? Nu mai am ce să vă dau. Și nu știu cum se numesc aici, cred că în România canete, sau nu, în România doze. Știți ce se ia? Doze de Coca-Cola, de Fanta, de ciorfiele. Canete, cum îs? Nu. No. Platos. Gândiți-vă la două platos, un platos de ăla, bine zic? N-am fine, la două doze de ăla, de una, cum o fi? Una de, două de Coca-Cola, să zicem, da? Îți două de Coca-Cola, una e plină și nedesfăcută, una e goală și desfăcută. Și dați, când aveți ocazia, luați platosul ăla, luați caneta aia și dați așa cu degetul în ea. Nu sună tare. Nu sună tare. Luați o canetă de aia goală și dați așa cu ea. Știți cum sună? A gol și un sunet care te... nu-ți convine. Exact așa suntem noi predicatul și orice slujitor și orice om al lui Dumnezeu care nu-și încarcă bateriile. Vii, îți casa în somn, bă, predica înainte, bă, vezi de treabă că tu nu te-ai mai încărcat de la baterie. Și știți cum sună predica mea, cântarea mea, poezia mea, rugăciunea ta? Ca o doză de aia goală care zângănește urechile bisericii. Și în momentul ăla trebuie să taci. De aia cad o grămadă de slujitori. De aia cad, pentru că nu mai suntem învățați să ne conectăm la sursă. Ne-am obișnuit atât de fain că predicăm, ne iese predica bine și facem ca Samson. Ca înainte fac. Când mă duc în Villanova, ăștia nu știu câți mă cunoașteți pe mine, foarte puțin. Nici nu mă cunoaște bine. Eu pot să mă duc în Paris să trăiesc viața cum vreau. Și vreau, vin aici și mă dau Sfântul Pământului. Și voi mă puteți crede. Și mă duc acolo și oamenii ăștia îmi zic, bă, prietene, ai luat-o pe ulei. Pentru că diavolul poate pune noi un duc de ăla de manipulare, dar în fond și la urma urmei, după ce mă duc eu de la biserică aici, știți ce fac? Rămân singur eu și cu Dumnezeul meu. Și Dumnezeul meu, indiferent ce faci, indiferent cum faci și cum ești, la un moment dat îți spune în conștiința mea, prietene, oprește-te, că dacă nu-ți încași bateriile, tot ceea ce faci, voi striga de pe acoperișul casei, oprește-te, prietene, oprește-te și încarcă-ți bateriile. Știi ce să faci când nu mai poți? Să te conectezi la sursă. Gândește când scoți telefonul ăla din mână. S-a făcut studii în America, de americani, de câte ori activează telefonul. Îți deschizi și încât telefonul și nu știu, a fost o de asta neimaginabilă de câte ori în american și nu mai știu, probabil și în Europa e la fel. De câte ori zi telefonul la mână, gândește-te la tine. În această dimineață mi-ar încărca bateria. Și știți ce ar fi fain? Și încercați numai o săptămână. Chiar nu vă știu viața niciunuia dintre voi. Și oricum. Cred că aveți o viață frumoasă și o viață echilibrată. Dar tehnologia asta ne-a răpit atâta din frumusețea trăirii vieții noastre. Facebook, Instagram, le-am avut pe amândouă. Eu lucrez în contabilitate și majoritatea timpului de lucru petrec la birou. Mă sună cineva. Știți ce făceam după ce închideam telefonul? Intram pe Instagram sau pe Facebook.
Să văd ce-i nou. Dădeam 3-4 scroluri și pac, 30 de minute, 40 de minute. Și am zis, bă, prieteni, la un moment dat am zis, bă, ce fac? Deci orice, în loc să am un pic de timp, închide telefonul, vine un client la mine, vorbește cu mine, când pleacă, mă pun un pic pe canapea și tâc, niște cloruri. Și știți ce am decis? Eu pentru mine. Am decis în luna martie. Am zis, bă, o lună îmi șterg aplicația de Instagram și de Facebook. O șterg. Pur și simplu o șterg. Și am zis că după o lună, am zis eu mintea mea, fac post de la astea două aplicații. Și am zis că după o lună le reactivez. Încă nu le-am reactivat. Așa mi-e de bine. Mi-e foarte bine. Nu mi-e dor. Nu mi-e dor. Și după ce mă sună cineva, nu mai am telefon. Parcă îți sunt telefon numai pentru vorbit. Și asta zic, încercați. Și apropo, dimineața când vă treziți. Dar nu vreau nici să jignesc pe nimeni, nici să... Așa-i că... Nu știu, nu poate nu de fiecare dată. Las telefonul în mână înainte de Scriptură și înainte de orice. Și înainte poate de rugăciune. Și știți ce n-aș păvă? Ce se întâmplă în viața mea? Și slujesc pe Dumnezeu și fac... Deci dimineațele când mă trezesc, deci cumva telefonul meu e setat ca de la ora 10 până la nu știu cât, 6 dimineața sau cât o fi, să nu-mi vină mesaje, să nu-mi vină nimic, nu știu ce. Și dimineața când mă trezesc și deschid telefonul, apare mesajul ăla, problema acolo, problema acolo, problema acolo, problema acolo. Și dau să mă pun să mă rog, mai poți? Nu, mă pun uneori pe genunchi dimineața și mă gândesc la mesajele pe care le-am citit. Și am luat o decizie și am zis, măi, uite, în fiecare dimineață când mă trezesc, primul cuvânt pe care îl să spun, să-i zic, bonjour, senior. Hola, cum îi zice Domnule, Dumnezeu, un Dios. Senior, tot senior. Hola, senior. Când te trezești dimineața, primul tău cuvânt pe care îl dăruiești și primul tău gând pe care l-ai, să-l ai îți mulțumesc, Doamne. Bună dimineața, Doamne, să știi că m-am trezit. Să te pui pe marginea patului tău, să spui, Doamne, uite, ăsta ziua, m-am trezit în dimineața asta cu dureri de cap, m-am trezit în plină forță și chef de viață. Pentru că am dureri de cap, nu vreau să fac greșeli în fața ta, pentru că sunt plin de viață și plin de puteri, nu vreau să fac greșeli în fața ta. Și stai un minut, stai două, stai cinci de vorbă cu Dumnezeul ăla tău și să vezi cum schimbă toată ziua, să vezi cum îți schimbă toată dimineața. Știți ce zice Daniela? Uneori și mi-e ciudă pe ea, că și eu am orgolul meu de bărbat. Și la un moment dat, așa, se întâmplă de mai multe ori și zice, dimineața n-ai avut părtășie cu Domnul, așa-i? Și pe loc îmi zic, mă, fane, ce? Și mă mut să conștient, zic, da, n-am avut. Pentru că îmi sună ceasul, le-am mânat, până te-ai trezit, până te-ai dus, că trebuie să faci aia, și-a uitat de părtășie. Și lumea din jur, nu numai nevasta, lumea din jur știe. Când ai părtășie cu Domnul. Și merg la ședințele de comite nervos și îți vine să faci tăte și îți vine să dai, să rup, să pui deoparte, nu știu ce. Și știi de ce? Pentru că nu te-ai întâlnit cu tata. Nu te-ai întâlnit să-ți încarci bateriile. Pur și simplu nu te-ai întâlnit cu cel care îți poate oferi salvare. Haideți să vă mai zic încă un lucru tot din copilăria mea. Că acum m-am dus cu gândul la copilărie, că ne-o arăta și nu cu poze de demult. Încă două surori ale mamei mele și ele s-au mutat pentru că bunicii noștri materni, habar n-am lucrat ceva bunic, i-au dat un apartament prin Cluj, după aia și-au dus toate fetele acolo în Cluj și noi toți, cumva stătea bunicul meu în cartierul Mărăși din Cluj-Napoca și în jurul lui, la o distanță de 5 minute, stăteau toți copiilor. Deci cumva toți verișorii eram împreună și de fiecare dată de Crăciun, nu mai știu, a doua, a treia seară, când era de Crăciun, mergeam la bunicii noștri să-i colindăm, pentru că în timpul iernii stăteau în Cluj, apoi mergeau în Dobric. Și mergeam să-i colindăm pe bunicii noștri acolo în cartier. Și mergeam acolo toți părinții, cântam o colindă și stăteau ei la povești, nu știu. Noi copii, zic, bă, în Cluj era o afacere foarte profitabilă pentru copii mărsul la colindat. Pentru că erau blocuri de alea, dita mai blocurile cu 13, 14, 10 etaje, intrai, mereu la fiecare poartă exact ca nepocăiță și cântai o colindă, noi cântam colinde faine, cântam colinde de abiserică și ne dădeam mulți bani. Dar majoritatea oamenilor îți dădeau bani mărunți. Și ne-am luat toți verișorii băieții și am mers eu, Cosmin, Paul, mai mulți, toți de acolo și am zis, bă, cât părinții noștri stau aici la bunii să povestească, noi mergem și facem bani. Hai să mergem, că în jurul bunicii noștri erau foarte multe blocuri înalte. Și ne-am apucat și am intrat într-o scară de aia, ieșeai cu buzunarii așa, sunau după tine, tâng-lâng, sunau banii după tine, numai. Și am colindat două blocuri și am făcut foarte mulți bani pentru perioada asta a noastră ca și copii. Și am ieșit dintr-un bloc și urma să mergem într-alt bloc. Dar la parterul blocului, acolo, era o gașcă de
de vagabonzi de ăștia de prin Cluj, care cu asta se ocupau. Aștepta să, că lor le era rușine să meargă la colindac, că deja erau mari, să vină pitiși de ăstea ca și noi și să le fure banii. N-am zis nimic, eram tăți 5-6, erau și mai mulți ca noi și mai mari ca noi din toate punctele de vedere. N-am zis nimic, am trecut chitic printre ei și mergeam și ziceam, bă, ce facem? Bă, încercăm să ne amestecăm printre blocuri, să mergem la bunica din nou acasă. Și noi ne grăbeam repede și dintr-o dată am simțit că ăștia fug după noi. Eu nu știu, unul dintre noi a zis, bă, e momentul să fugim, fugim toți. Și fugeam toți, dar pe noi ne țineau averile. Și fugeam, noi cum fugeam și mă uit eu în spate și îmi dau seama că ăștia ne prind. Mi-am dat seama că nu avem șanse să scăpăm. Și am zis, băieți, nu avem șanse, hai să ne oprim. Zice, frate meu, cum să ne oprim, că ne bată ăștia, mă, ne fură și bani, mergem acasă bătuți, ne bate și tati. Apropo, am luat-o de la tati. Deci nu, eu nu eram ce sunt astăzi dacă nu o luam. Deci am luat-o și tati a făcut, și asta e curea făcută de tati. A făcut toată viața lui curea de pantaloni. Și știți ce mă durea cel mai mult? Când mă bătea cu cureale făcute de mine. Că și noi făceam curele acasă. Și aia mă dă, mă, tati, mă, eu am făcut aia, tu mai dai cu ea. No, în fine, și am zis, băi, momentul să ne oprim. Și știți ce idee mi-a venit atunci în cap? Idee a mea, de la Domnul. M-am oprit în fața unui bloc necunoscut. Noi am crescut într-un bloc la etajul 2. Dar era un bloc care era o parte de blocul nostru. Și m-am oprit în fața acelui bloc, ne-am oprit toți verișorii și știți ce am început eu să strig? Tati! Mă uitam la etajul 2, la un geam necunoscut și am început să scrie tati! 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 Și și-o dat seama ăia că noi stăm acolo. Și că s-ar putea tati să coboare și să le dea pe cojă. Și s-o luat și s-o dus și am scăpat. Asta a fost când eram mic, am crescut mare. Știți ce se întâmplă când vin vrăjmașii și încercări după noi? Și bateriile noastre și în bagajul nostru avem un astfel de încărcător? Te oprești acolo unde ești. Îți ridici ca și tinerii. Ochii în sus și știi ce spui? Psalmul 50:15. Psalmul, ăla-i telefonul lui Dumnezeu. Indiferent prin ce treci prin bucurie, ați telefonul și formea telefonul. Fă 5015 și te uiți în sus și spui, tati! Și știi ce face tata? Îți promite și coboară. Și toate lucrurile din jurul tău, 1000 să cadă alături de mine și 10.000 la dreapta mea, eu nu mă tem. Știți de ce? Cheamă-mă în ziua necazului, eu te voi izbăia, tu mă vei folosi. Știți de ce? Pentru că atunci când tu vrei să sfârșești călătoria cu bine, tu trebuie să știi cine ești. Tu trebuie să-ți încarci tot timpul bateriile, să fii conectat tot timpul la Dumnezeu și tu trebuie să știi că în călătoria asta tu nu mergi cu oricine, tu mergi cu un șofer de încredere. Câți dintre voi v-ați urca într-o mașină cu un șofer beat? Niciunul. Pentru că avem înțelepciunea Dumnezeu. Niciunul ne-am urcat cu un șofer beat. Trebuie să fii conștient că tu, teoretic, îți conduci viața ta, dar cineva care te ghidează. Și știi cine e acest șofer? Iisus Hristos. Lasă-te pe mâna Lui. Lasă-te pe mâna Lui. Crede-L pe acest Iisus Hristos că îți va da biruință. Și dacă a zis că duceți lipsă de poezie, îmi dați voi să închei cu o poezie. E o poezie habar, dacă nu mai vezi capul la voi sau nu. Dar e o poezie dragă inimii mele și în momentele mele bune sau mai puțin bune, în ce sunt mai reci, n-am mai recitat-o din nici nu mai știu, dar împreună
să înversim în veșnicie. Și așa să ne ajute Domnul. Amin.